Singura constrângere impusă de deputați în cazul negocierii directe este ca prețul de pornire să fie cel al pieței stabilit de evaluator. Dacă însă chiriașii nu doresc să cumpere imobilul, atunci se ajunge la licitație deschisă. În oricare dintre situații, cumpărătorul trebuie să depună un avans de cel puțin 30% și să achite restul ratelor în cel mult 2 ani. Legea în varianta modificată de Senat a trecut și de Camera Deputaților, forul decizional cu 135 de voturi pentru. Cele mai multe au venit de la PSD și PNL. Împotriva au votat 53 de deputați, dintre care cei mai mulți, 35, sunt democrați. 18 parlamentari s-au obținut. Potrivit listelor Regiei Administrației Patrimoniului Protocolului de Stat actualizate în noiembrie anul acesta, în locuințele de protocol stau legal 6 miniștri. În ceea ce privește locuințele de serviciu, multe dintre acestea sunt ocupate de asistenți personali ai miniștrilor, consilieri, directori sau inspectori. Problema a persoanelor care beneficiază de locuințe repartizate din fondul RAPPS-ului este tragicomică. Figurează aici un consilier personal la cabinetul secretarului de stat pentru autorități de reglementare. E prea mult. Important este să fie prețul pieții. Pe listele RAPPS figurează și un secretar de stat în Ministerul Integrării, deși acest minister s-a desființat în urmă cu un an. Nici președintele PSD Mircea Joană nu este trecut în evidențele regiei, deși a declarat că locuiește cu chirie într-un astfel de imobil.